Erau niște doamne foarte înalte, așa. Da, lungi, lungi erau. Lungi. Scândură. Scândură, așa. Puneai mâna pe ele, zici că atingeai mobila. De ce nu, mă? Care erau tot timpul supărate. Le-ați văzut pe manechile alea foarte înalte, care supărate tot timpul. Și ele când prezintă, că zic, așa e teoria, că trebuie să pui în valoare haina și nu are echidul, mă, atunci de cel mai chem? Pui unul pe laș și ia dă haina. E da? Fetele se beau, că de-aia fac lucrurile. Deci, da, erau, se salutau între ele. Hei, ce faci, fate? Ele se văd și-n spate. Se beau de foame, deci crezi că se vezi manechinele. Băi, băiatule, am stat 7 zile între oamenii ăștia care se ocupă de modă, da, și ne-am uitat la fetele astea cu aspect de pălămidă, așa? Și când prezentau, ele erau supărate în spate, dar pe scenă erau de cheto, cu ăsta erau cele mai supărate. Adică una, băi, nu schița! Puteai să dai cu odorizant de la nasol din cameră, că nu strâmba din nas. Puteai să dai drumul la alarma de incendiu și nu mișca nimic. Un mușchi nu se iei cum îi se clintea pe față. Și toate erau de parcă, pe cuvântul meu, câștigase la loturi, s-au scârbit de bani și au donat banii unui adăpost de câini. Mersul era unul deosebit. Dreptul în fața ciorului stâng și stângul în fața ciorului drept, deci cum mergem piept. Doar că ele mergeau cu scârba făcut pe dânsul. Vă rog să aplaudați manechinul. Exact așa merg. Nu știu că se mai și împietricesc, ați văzut? Și aici e nenorocire. Când ajunge aici, zici că hai să-i dai banii frumos. Și ești cintr-o doar așa. Și pleacă așa. Ce e asta, mă? Și nu de doar. Mers subiectivului. Doamne ferește. Foarte bine. N-am înțeles nimic din lumea asta mod, de asta din ce în ce mai rar ne cheamă oamenii la evenimente. Noroc că sunt evenimentele astea faine, cum era Sibiu. Nu e fashion, slavă Domnului.